din zi în zi și din an în an, felicitările și urările voastre. Vezi mai tare că poate nu se aude. Mai numeroase. Îmi bagi telefonul ăsta în ochi? Nu se aude bine, că e muzică. Repet, din zi în zi, felicitările voastre sunt mult mai numeroase la adresa mea și la adresa Anei. Să scriu este frumos, dar mai frumos este să vă las un mesaj. Să vă las un mesaj, nu filmam mâncarea pe mine. Păi, dar n-am filmat. Să vă las un mesaj verbal și să vă spun așa, mulțumesc din inimă, să vă dea Dumnezeu fericire. Să fiți fericiți, să vă dea Dumnezeu gânduri bune, să aveți pace în suflet. Și Sfânta Fecioara Maria de astăzi, odată cu nașterea ei, pentru că astăzi sărbătorim nașterea Fecioarei Maria. Și vouă, și mie, și nouă tuturor oamenilor să ne dea bunătate, să fim mai buni. Să fim sănătoși și să încercăm să urmăm calea Domnului, pentru că este singura soluție pentru a fi bine. La mulți ani, să fiți sănătoși și încă o dată vă mulțumesc din inimă. Vă mulțumesc și eu, la fel. Și Ana Maria vă mulțumește. Vă mulțumesc din suflet că sunteți atenți cu noi. Să știți că acest mesaj este valabil pentru voi toți și pentru tine. Da, și pentru tine, cum care tu ești mortului, chiar dacă nu ești sărbătorită sau sărbătorit astăzi, este și pentru tine, din sufletul meu. Da, la privitorul, tu care doriți. Să fiți fericiți, vă pup și vă respect. Doamne ajută-mă!